Bună, dragilor! Astăzi am să vă prezint o rețetă la tortul care l-am pregătit pentru feciorul meu, pentru Radu, care astăzi ne face 11 ani și l-am pregătit un tort de vară cu multă dragoste. Ce conține acest tort și cum l-am pregătit? Urmează să vedeți. Haideți cu mine! Începe cu primul pas să pregătim blatul pentru acest tort. Avem nevoie de 5 ouă, peste care torn 150 de grame de zahăr și vom mixa aceste ingrediente. Când ouăle la noi s-au bătut spumă, adăugăm și 250 de grame de unt. Untul să fie la temperatura camerei. Și acum vom mixa din nou să încorporăm și untul în compoziție. După ce am încorporat untul, adăugăm 260 de grame de făină, 3 pliculețe de zahăr vanilat și 15 grame praf de copt. Încorporăm și făina. Aluatul obținem este o compoziție foarte, foarte cremoasă. Și acum trecem la pasul următor. Am gândit să coc 3 blaturi pentru acest tort. Și acum, ochiumetric, am să-l împart acest aluat în 3. Deci, dacă așa avem în 2, așa și una, din una am să iau încă 3. Fiecare împarte cum vă place sau măsurați, dar eu întotdeauna la ochi împart. Așa. Mi-am pregătit și un castron cu caise pe care le-am tocat, care le voi folosi iarăși la blat. Și acum, pe o hârtie de copt, direct pe tava în care voi coace, aranjăm blatul. Este un aluat mega cremos, aromat. De fiecare dată lui Radu îi pregăteam torturile cu căpșuni cu cireș. Anul ăsta am hotărât să schimb un pic. Am zis că să-i fac ceva diferit și fac ceva cu caise. Ce frumos pentru cei care au ziua de naștere vara. Avem fructe multe. Și putem mereu să jonglăm cu rețetele, să facem torturile foarte colorate și aromate. Ne străduim să fie repartizat uniform. Pe toată suprafața. Și acum voi pune și fructe. Este foarte interesant când avem fructele direct în blat, ele nu se oxidează și se poate păstra tortul mai multe zile. Din acest motiv eu am început să coc fructele, să le pun în blat și nu în cremă atunci când pregătesc tort cu fructe, ca să fiu sigură că nu am surprize neplăcute. Să se oxideze fructele în cazul în care desertul rămâne pentru mai multe zile. Bine, nu e cazul la mine în familie, că la noi copiii imediat le papă, dar zic în cazul în care se păstrează. Mai rămâne câteodată și la noi pe mai multe zile, în cazuri mai rare. Pe 2-3. Așa, se coace la 180 de grade, în jur de maxim 10 minute, dar nu stă 10 minute, vă orientați după cuptor, în cazul în care e cu ventilație se face și mai rapid, dar vă orientați. Eu vă dau întotdeauna un timp aproximativ. Cuptoarele la toți sunt diferite și e bine să ne uităm la cuptură, nu o lăsăm așa
de capul ei. Până ne învățăm cuptorul. Atunci când îl cunoaștem, deja nu avem treabă, știm exact cât timp ia un anumit tip de cuptor. Deci merge la cuptor. Trecem să pregătim crema. Deci crema va avea 3 pași, să zic așa. Deci prima dată vom pregăti o bezea. Aici am 200 de grame de zahăr, peste care adaug 3 albușuri și 50 ml apă. Amestecăm un pic ca să avem zahăr foarte bine incorporat în albuș. Și această compoziție o punem la bain marin. Timp mi-am pus într-o ceașcă cu apă 5 grame de gelatină la hidratat. O să avem nevoie de iacuș. Prin acest proces noi sterilizăm albușurile ca să nu avem probleme de genul am avut comentarii cu salmonela și alte prostii. Deci să știți că la temperatura de 40 de grade, când albușurile se aduc la această temperatură, omoară toate bacteriile. Deci nu este cazul să vă îngrijorați de tot felul de chestii și comentarii pe care le-am primit eu la adresa mea, că vreau să o trăvesc pe cineva. Nici într-un caz, pregătesc tortul pentru copiii mei și sunt foarte atent la ceea ce fac. Și în același timp, când vă dau o rețetă, sunt convinsă, vreau să fiu convinsă că ceea ce vă învăț, vă învăț de bine, nici de cum de rău. Deci la 40 de grade, albușurile când se aduc la temperatura de 40 de grade, exact ca și corpul uman când avem o febră de 40 de grade, atunci luptă cu bacteriile și le omoară, da. Observați că zahărul s-a topit foarte bine. În acest moment vom adăuga și gelatina. S-o topim așa, preparat un pic de apă. La mine s-a hidratat foarte bine. O punem aici în albușul și o topim. Așa. Și acum trecem la pasul următor. Mutăm albușurile de pe baia de aburi și le vom mixa. Le mixăm la viteză maximă până obținem o bezea. Așa, bezeaua noastră s-a format. Acum, în această bezea, observați, n-am bătut-o până la sfârșit, că nu fac bezele, fac cremă. În cazul în care doriți să pregătiți bezea după această rețetă, doar nu puneți gelatină și bateți bezeaua mai mult. Acum, adaug 600 ml de frișcă lichidă. De ce am folosit bezeaua la această cremă, am să vă zic. Eu am ales frișca să nu fie foarte, foarte procentul de grăsime mare. Am ales frișcă de gătit, nu am luat frișcă pentru cremă. Ca să fie un pic mai light crema. Este vara și n-am vrut să o fac să fie cu procentul de grăsime foarte greoaie. Am ținut cont că folosesc și mascarpone și un pic am dozat procentul de grăsime. Și am folosit bezeaua în cremă ca să am o cremă spumoasă, frumoasă, și gelatina ca să o țin așa, mai, un pic mai tare, să nu curgă. Deci acum mergem să batem frișca. Când observați, frișca începe să se lege, dar este încă lichidă, în acel moment adăugăm și mascarpone. De ce nu adaug mascarpone după ce am bătut frișca? Ca să nu se taie frișca. Frișca are un punct a ei critic atunci când, dacă o batem prea mult, se taie. Și ca să nu avem surprize neplăcute, eu prefer să o adaug în acest punct. Când începe să se lege, se vede la ochi.
Încerc scuze, se aude frigiderul, dar n-am ce să fac, aparatul meu este lângă frigider. Observați, crema noastră s-a bătut frumos. Eu de obicei o las pentru 5-10 minute, o las la frigider să se răcească foarte bine, în același timp ea se stabilizează și apoi o putem lucra. Acum vom monta tortul, deci am pus-o cu partea cu fructele în jos. Acest blat nu necesită în siropare. Voi folosi un cerc de cofetărie ca să montez tortul să-mi iasă perfect rotund, dar puteți să-l montați și fără cerc. Să nu uitați să vă păstrați cremă pentru decor. Și în felul acesta montăm până în sus, deci blat, cremă, blat, cremă, nimic special. Avem deja fructele pe blat. Când manevrați blatul, blatul este foarte fin și se poate rupe. Eu de-aia am montat cu fructele în partea de jos. În felul acesta pac și le întorc. Adică să nu avem altă manevră de făcut, ca să ne fie foarte ușor. Să nu există un pericol să rupă. Da, corect. Și acum voi duce tortul un pic la rece și vă zic un truc de-a meu, pentru că eu mă grăbesc să-l decorez, nu-l las decorul pentru mai târziu. Am să-l bag la congelator pentru 10 minute, având gelatină ea mă va ajuta în felul acesta să se prindă bine tortul, să se întărească, să-l pot decora mai rapid. Eu mai am și alte treburi de făcut și nu am prea mult timp să stau să aștept să se răcească bine. Deci acum eu am să-l bag la congelator pentru 10 minute. În cazul în care aveți timp mai mult, îl puteți lăsa la frigider pentru 2-3 ore, apoi mergeți la decor, pasul următor. Vom pregăti o glazură din 200 de grame de ciocolată neagră, e cu lapte, deci ciocolată cu lapte. Haideți că fac greșeli în ce vorbesc. Deci avem o ciocolată cu lapte, peste care adaug 50 ml de frișcă. Și acum vom topi ciocolata. Amestecăm în momentul când începe să fiarbă frișca, eu opresc focul și amestec până se topește ciocolata. În felul acesta am obținut o glazură de ciocolată care acum o vom folosi la decor. Acum vom lucra cu glazura. Inițial un pic marginea de jos, de sus, pardon. Nu îndrept. Foarte puțin. Decorul este o chestie de imaginație, fiecare îl decorează cum îi place, eu am să vă arăt exact ce mi-a trăsnit mie prin cap. Poate pe cineva îi inspir, poate cuiva nu îi place, dar mergem înainte cu ideea. Așa, și acum cu glazura. Glazura vă străduiți să lucrați rapid, are tendința de a se îngroșa, e normal, avem ciocolată și în cazul ăsta ne străduim. Deci ideea este să lucrăm marginea. Întâi mergem de la margini ca să lăsăm așa să curgă, dar nu foarte, foarte mult. Finuț lucrăm și rapid în același timp. Acum am aici niște fursecuri pe care le aranjez așa cum îmi vine.
Acum aici pe centru am să bag niște fructe caise. Asta e mai mare o bucată în spate. Nu. Mergem cu astea mai mici. Așa, fixez toate astea cu ciocolată. Mi-am pregătit. Deci glazura care mi-a rămas, am pus-o într-un puș și acușo. O fixăm peste toată treaba asta. Cred că am să-i fac un pic mai mare tăietura, mi se pare prea subțire. Așa, acum e mai bine. În felul acesta fixăm fursecurile de tort. Și apoi venim la pasul următor. Cu decorul final, cu frișca, care vom face un brâu. Și acum, într-un puș, am adăugat frișca și venim cu un brâu jur împrejur. Și lucrăm și partea de jos. Mergem cu alt brâu de frișcă și în felul ăsta am finalizat decorul. Merge la frigider. Este bine cel puțin 4 ore să stea în frigider pentru a fi servit, dar de dorit măcar 8 ore. Atunci chiar este super ok. Așa arată felia. Este un tort foarte aromat. A absorbit foarte bine crema blaturile. Deși crema a fost foarte multă, toată a intrat în blaturi. Cum observați, este foarte, foarte bine închegat. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.